În acest an au fost aprobate câteva modificări legislative, fiind stabilite condiții mai transparente de alocare și gestionare a mijloacelor financiare destinate pentru drumuri. Astfel, consiliile raionale primesc bani din fondul rutier în funcție de suprafața de rețea de drum pe care o gestionează, iar primăriilor li se transferă bani pentru reparația și construcția drumurilor în funcție de numărul de locuitori din comunitate. În total, pentru anul Cimșlia am avut primiți prin modificarea legii bugetului de stat din 31 martie 2017, care a fost publicată în monitor oficial, 15.398.008 lei. Pentru nivelul 2, Consiliul Raional, suma respectiv se estimează la 8.864.006. Pentru autoritățile publice locale din nivelul 1, este egal cu 6.534.002. Potrivit primarilor din raionul Cimișlia, banii alocați pentru drumuri sunt prea puțini pentru necesitățile actuale, însă sunt mulțumiți de această modificare a legii. Fiecare primărie va decide cum vor fi cheltuiți acești bani în urma consultării populației și a deciziei Consiliului Local. Important este ca banii să fie utilizați până la sfârșitul anului bugetar. După numărul de populație, primăria comunicător că a primit suma de 252.000 lei. Unanim prin decizia Consiliului a fost primită decizia pentru a construi drumul spre cimitirul din satul Hărtop, fiindcă în satul Hărtop avem două cimitire. La aceeași ședință Consiliului s-a alocat încă 150.000 lei din soldul disponibil la Consiliul Local Hărtop pentru construcția unui drum spre cimitirul din sectorul Lopatnic, iar banii alocați în 2018 vor fi folosiți la construcția drumului spre cimitirile din satul Ialpuc și satul Prisaca, care fac parte din comuna Hărtop. După părerea mea, eu am propus ca nouă să ni se permite să cheltuim sursele financiare pentru amenajarea drumurilor și pentru reparația drumurilor. Acestea sunt două lucruri diferite. Ca să putem diviza aceste sume de bani, a contracta mai mulți contractori în contracte de valoare mică și de a încheia contracte pentru amenajarea, reparația și întreținerea drumurilor locale, care pe noi ne frământă, pentru a avea niște drumuri mai bune, mai frumoase și mai îngrijite. Pentru a utiliza banii alocați din fondul rutier cât mai rațional, primarii localităților din raionul Cimișlia au fost instruiți în cadrul unui proiect de monitorizare al Asociației Presei Independente. Astăzi, la această masă rotundă, am primit multe răspunsuri cum putem întreprinde, ce măsuri ca să nu pierdem aceste sume importante și eu cred că totuși împreună vom reuși. Chiar de astăzi vreau să inițiez convocarea Consiliului Local pentru a face niște remanierări pentru a cheltui banul public care ne este alocat. Chiar dacă mijloace financiare nu sunt prea multe, dar principalul obiectiv al autorităților publice locale și de nivelul 1 și de nivelul 2 constă acum în utilizarea până la sfârșitul anului a acestor bani. Potrivit datelor Direcției Finanțe Cimișlia pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor locale, în anul 2017, în raion urmează a fi valorificate 24 milioane de lei, inclusiv 15 milioane transferuri de la Fondul Național Rutier și circa 9 milioane alocări din bugetul primăriilor. Până la începutul lunii septembrie 2017 au fost valorificați circa 3 milioane de lei, ceea ce reprezintă 13%.